Bun găsit la un nou episod în premieră, sunt Carmen Avram. Când ne-a luat capitalismul pe sus, România era fruntașă în Europa la numărul de kilometri de cale ferată, dar și la cel de călători, 80% din populație. 3 decenii mai târziu am ajuns rușinea continentului. Suntem singura țară care și-a detonat Compania Națională de Transport Feroviar. Singura care a încurcat Occidentul, promițând, dar fără să o facă, o linie de tren care să ne lege de restul lumii. Singura în care se fură absolut tot, fără teamă și fără consecințe. Și singura țară din Europa în care companiile, inclusiv cele străine, își permit, pe bani foarte mulți, să mintă, să tragă chiulul și să-și bată joc de noi. Orașe izolate, afaceri distruse și oficiali năuci. Cam așa arată astăzi România de pe calea ferată. O frumoasă zi de primăvară începe în Bucovina și, într-o micuță localitate de la poalele munților, e forfotă mare de zici că stă să înceapă nunta. În curtea mănăstirii, călugării s-au pus pe curățenie generală. Prin gospodării, localnicii trebăluiesc de zor, iar la calea ferată se lucrează agitat, contra cronometru, de parcă din clipă în clipă trebuie să sosească mireasa cu orchestra și nuntașii ei. Într-un singur loc, un om nefiresc de calm pare că nu așteaptă nimic. El se numește Zamfir Pricop, iar această gară, stația Putna, e în locul în care s-agață harta în cui, la capăt de linie și de Românie. Iar pe acest peron, timpul s-a oprit în loc. Doar nostalgia mai leagă în amintiri din vremuri glorioase. Eu aici, în Grecica asta mică, am primit pe ministrul Franței al căilor ferate, din Elveția, directorul general al căilor ferate pe Europa, ministrul Bulgariei. Și lista poate continua, căci această stație a fost mult timp vedeta căilor ferate române, iar Zamfir Pricop, omul care a făcut-o celebră. Un sfert de veac a fost șef aici, timp în care a reușit, cu dragoste de patrie și de comunitate, să facă minuni. A legat Putna de țara toată și a adus țara toată la Putna. În 24 de ore au fost 24 de trenuri și când am venit eu, erau 6 în 24 de ore, erau 3 perechi. România s-a urcat în trenurile aduse de Zamfir Pricop și a venit aici să se roage la mănăstiri, să lase un gând la mormântul lui Ștefan cel Mare, să intre în chilia lui Daniil Sihastrul, să descopere viața pusnicilor din munți. Un fenomen total neașteptat a luat naștere. Pelerinaje ca la Putna se mai văzuseră doar prin India. Trenul din Sfânta Mărire era foarte mic, era numai 4 vagoane și atunci cuplam 2 trenuri la un loc, veneau cu 8 vagoane, cu locomotivă, cap, coadă și erau și deasupra pe vagoane. Mi-era frică că doar mi-erau pe locomotivă mecanicul, nici nu vedea în față. Abia mai avea vizibilitate pentru că și într-o parte și în alta și deasupra locomotivă călător nu putea să iei de jos. Mecanicul vine și spunea, domnul, și nu pot pleca, domnule, nu pot, cum nu pot, haide, domnule, că trebuie să pleci. Atunci, hai, 15 la oră până la Gura Putin, prima stație care era, mergi încet. Erau anii 90, iar în zonă răsăreau mugurii prosperității. Mai întâi timizi, apoi în valuri, au apărut și străinii, atrași de frumusețea acestui loc pe care Eminescu l-a numit Ierusalimul neamului românesc. Pensiunile creșteau peste noapte, sătucul devenea stațiune în toată regula, iar localnicii făcuseră din calea ferată sensul vieții lor. Și a rămas la fel până astăzi. De aceea curăță mereu șinele, își grijesc casele și își gătesc zilnic satul ca de nuntă. Doar că astăzi mireasa nu mai vine. Ultimul tren a oprit în stația Putna în 2012 și de atunci, din prosperitatea fostei stațiuni, a mai rămas un singur dor. Eu aș vrea numai un pic să-mi ajute bunul Dumnezeu să mai văd odată trenul ăsta la Putna. Și pot să mor după aia. Vă întrebați probabil de ce? Unde e trenul? De ce nu mai vine? Răspunsul nu e în Bucovina și cu atât mai puțin la Putna. Ea e doar una dintre victimele unui plan criminal pus la cale de cei care s-au cocoțat în vârful sistemului feroviar și din cauza cărora, în numai 28 de ani, România a regresat 100. E atât de rușinos ce se întâmplă, încât până și în cele mai negre perioade din trecutul recent al țării, am stat mai bine la capitolul căi ferate decât stăm acum. În anii de criză, 29-32, un vârf spectaculos. Statul a investit în infrastructură.
Până urma anii 30, al doilea vârf spectaculos în timpul războiului, de necrezut. După al doilea război mondial, a fost perioada cea mai lungă și cea mai intensă în domeniul modernizării infrastructurii. Dacă tragem orizontală, am circa 700 de kilometri în medie pe an. 1989 ne-a găsit cu o rețea feroviară întinsă în toată țara și care măsura aproape 24.000 de kilometri. Apoi a venit dezastrul. Din 1990 începe prăbușirea, ne-am pierdut dominația în zonă. Cândva eram o țară respectată din punct de vedere feroviar, ca mărime, suprafață, ca populație și ca lungime de rețea exploatată, eram pe primul loc în zonă, în sud-estul Europei. Creiere bolnave sau impotente sau rău intenționate sau toate la un loc au reușit să distrugă rețeaua, să nenorocească o țară, să izoleze sute de localități, să calce în picioare oameni și afaceri. Am reușit să fac dintr-o banală pâine ceva. Credeți-mă, am fost un om sărac, familie săracă. Și acum am reproșează soția când am început că toată lumea punea absorbante la copil și eu îi puneam cârpe, că n-am avut bani. Firma asta am crescut-o, cărămidă cu cărămidă. Efectiv, au reușit niște italieni să mi-o distrugă. Pentru că nu se țin de treabă, de 3 ani trebuie să termine lucrarea asta. Și n-au reușit să o termine. Când italienii în cauză au apărut în viața lui, Călin Matieș era cel mai apreciat producător de pâine din România. De 20 de ani, în brutăria lui mică din județul Alba, frământa și cocea vestita pită de sântimbru, produs tradițional atestat și desemnat de Ministerul Agriculturii, în repetate rânduri, pâinea anului. Ba chiar rețeta autohtonă a lui Călin Matieș dăduse lovitura și peste hotare, vânzându-se în Germania, Spania și Italia, iar recent fusese aleasă, pe merit, nu pe pile, pâinea oficială a cetății Alba Iulia. Cine a mâncat din pâinea asta? Regele Mihai, ambasadori, președinți. Și sute de mii de români obișnuiți, care veneau în Sântimbru, de la distanță mare, abătându-se din drum, doar ca să cumpere o pâine românească foarte bună, necosmetizată cu aditivi, făcută cu suflet și patriotism, de un om frumos. Am muncit 20 de ani și am muncit cinstit, credeți-mă, și n-am bani nici în insulele Feroe, nu am bani nici în altă parte. Toți banii mei sunt aici. Nu am mașini scumpe, n-am avut niciodată. Dar în România nu e de ajuns să fii bun și onest, să iubești ce faci, să-ți dai viața pentru a construi ceva. În România, dacă nu calci pe cadavre, dacă nu ești tupeist și pilos și fără scrupule, pățești ce a pățit Călin Matieș odată cu venirea italienilor. Asta e pâinea pentru porci, pâinea care n-am putut să o vând. Produs tradițional, cea mai cunoscută pâine din România, ajunge la porci, cu tricolorul pe ea. În urmă cu un an și jumătate, faimosul brutar a observat că nu mai ajung la el camioanele cu materie primă. În magazinul lui nu mai intră clienții de altădată. Hotelul pe care îl deschisese nu mai are oaspeți, iar restaurantul e și el gol. O vreme, pur și simplu, n-a înțeles ce se întâmplă, unde a greșit, ce reguli a încălcat și văzând că tot ce a construit cu greu stă să se prăbușească, a fost cuprins de disperare. Când am început să citesc recenziile la hotel, foarte mult scrie: domnule, dacă nu rezolvați ceva cu semnele alea de accesul interzis în comună, nu mai venim. Adică nu vrem să pierdem carnetul pentru o ciorbă bună sau nu vrem să pierdem carnetul pentru o pâine. Care semne, vă întrebați? Acestea au apărut peste noapte, chiar lângă hotelul lui Călin Matieș și au tăiat complet accesul nu numai la afacerea lui, ci la toată comuna. Primarul se uită lung la harta localității și nu înțelege cum a ajuns aici. Aici avem semn de acces interzis. Și la ieșire din coșlar este semn de acces interzis. Trebuie să sunteți blocați și într-o parte. Da. Dar e normal chiar pentru un șantier să blochezi o localitate întreagă? Acum, sincer, vă întreb. Nu e normal. Pentru că tu blochezi într-un județean, nu e o stradă a mea pe care poți să o închizi că 10 oameni acolo. Aici circulă, domne, mii de mașini. De 28 de ani, de când e primar, Ioan Iancu Popa le-a văzut și trăit pe toate, de la blocaje administrative până la calamități naturale. Dar, spune el, ce se întâmplă astăzi depășește orice imaginație. Din 2012, comuna Sântimbru e în șantier.
se lucrează la bucata românească a coridorului 4 paneuropean, rețeaua feroviară de mare viteză care, teoretic, ar trebui să lege Nürnberg de Istanbul și, implicit, țara noastră de restul continentului. Teoretic, pentru că noi iar ne facem de râs. În România, linia de mare viteză merge târâș. Au apărut, evident, întârzieri în execuție. Fruntași la codași, italienii de la compania Impresa Pizzarotti. Ați mai auzit de ei, nu-i așa? Sunt celebri în România mai mult pentru procesele cu instituțiile statului decât pentru proiecte duse la bun sfârșit. Ei sunt cei care au lăsat în pom peste 6 km din autostrada care trebuia să lege Ploieștiul de București, contractul fiind reziliat ulterior. Dar n-a fost suficient. În 2011 au bătut palma și cu CFR, câștigând o licitație pentru modernizarea a 33 de km din coridorul paneuropean pe ruta Vințu de Jos, Sântimbru-Coșlariu. Au primit pentru asta cam 170 de milioane de euro, bani europeni și românești, și s-au angajat să termine lucrările până la jumătatea lui 2016, dar nu le-au terminat nici până acum. Și, ce e mai grav, din fotoliul de la București, cineva le permite să o lungească la nesfârșit. Ce contează că între timp pe traseu e haos și viața oamenilor un iad? Italienii, ne spun oamenii din Sântimbru, ar fi cei care ar fi pus indicatoarele cu acces interzis, ca să nu fie deranjați când lucrează. Și uite așa, au reușit să izoleze 3.000 de români și să ducă aproape de ruină afacerea lui Călin Matieș. Domnule, dar îmi distrugeți tot angajații, am 35 de angajați, ce fac cu ei? Îi trimit la Pizzarotti, îmi plătește cineva mie daunele că... Am muncit atâta pentru business-ul ăsta. Nu i-a interesat. Dar ce-l doare cel mai tare e că nici pe cei din țara lui nu i-a interesat. Pe oriunde s-a dus, pe la câte uși românești a bătut, pe câți i-a rugat să-și îndrepte ochii spre Sântimbru, a fost întâmpinat cu refuz rece și indiferență criminală. Eu spun de multe ori că țara asta nu mai trebuie să vină, iertați-vă. Nu mai trebuie să ne vină să ne bată austro-ungarul, să ne bată turcul, că ne batem noi șoc de ea, prin indiferență. Și probabil că știind exact cum funcționează autoritățile române, compania Pizzarotti și-a permis ceea ce în țara de baștină nu și-ar fi permis niciodată. La Sântimbru nu se respectă nici confortul, nici siguranța localnicilor. Așa arată zona de șantier, acolo unde italienii tot sapă la un pasaj rutier pe sub calea ferată. Oamenii pur și simplu nu mai suportă restricțiile care li se impun de atâta amar de vreme și slalomul permanent printre gropi, țevi și capcane periculoase. Oare cum facem și noi cu noroiul de la poartă? Vine fata de la școală în ultimul hal, plouă-i groapă de apă și se urcă copiii pe zidul ăla. Ca să treacă pe partea aia lantă, că e plin de copii care merg la alfa. De 3 ani de zile eu țin mașina acolo la biserică, în parcare. Dar v-au zis vreodată când terminați că domnul primar nu știe exact când se termină? Anul ăsta, da, de 3 ani, tot anul ăsta. Dar în ce an, nu se știe. În ziua filmării, pe șantierul de la Sântimbru nu erau nici utilaje, nici muncitori. Nu se lucra nici la calea ferată, nici la pasaj. Iar asta se întâmplă de luni bune, susțin localnicii, căci italienii ar folosi aceleași echipe și la autostrada de la Turda și la calea ferată din Alba. Italianul ăsta nu avea oameni aici, fuși cu ele autostradă. Mai aducea 3 oameni. Nu stătea bieți oameni, n-avem macara, n-avem una. Ce să faci? Oamenii ar fi fost meseriași, de bună voie, ar fi lucrat, zice, cum să nu lucrăm? Că dacă n-avem cu ce? Pur și simplu și-o bătut italianul joc. Însă italienii de la Impresa Pizzarotti nu par să fie agitați deloc. I-am întâlnit la Alba Iulia la o conferință pe teme feroviare și, stând la prezidiu, alături de director din CFR și chiar de ministrul transporturilor. Ba chiar au și luat cuvântul, lăudându-se cu activitatea lor de pe tronsonul de cale ferată la care tot lucrează de 6 ani. I-am rugat politicos să ne spună și nouă cum stă treaba cu indicatoarele de la Sântimbru, cu deranjul din comună și cu lipsa muncitorilor de pe șantier. Și aflăm că vina nu e la ei, ci la primar și că românii, dacă vor cale ferată, trebuie să rabde. Lucrările de asemenea învergură
au niște constrângeri care trebuie suportate. Iar la final, suntem certați că am îndrăznit. Nu, prietene, nu te-ai documentat corect acolo cu accesul cu totul. Nu, sincer îți spun, nu te-ai documentat. E o falsă problemă. Nu ai procedat corect când am fost de acord să spunem despre situația proiectului și pe soluția prezentată și dumneata ne duci într-un indicator rutier. În sensul generatorului de la Sântimbru. Nu e corect. N-am procedat corect noi. Nu, deci, ca și abonare șmeche, eu zic, da. Așa, specific românească e prea. Ai procedat, da. Adică? Cu șmecherii, băi. Da. Cam așa se tranșează în România o situație spinoasă de interes internațional, cu un contract de multe milioane de euro, întârziat inclusiv din cauza slabei mobilizări și a lipsei de utilaje și de muncitori a italienilor. Scrie negru pe alb într-un raport al departamentului din CFR, însărcinat cu monitorizarea șantierelor de pe calea ferată. Dar bătaia de joc de pe coridorul paneuropean nu se oprește la Sântimbru, la câțiva kilometri distanță, în Coșlariu, la capătul de tronson al italienilor, scena e aiuritoare. Șinele pentru trenul de mare viteză nu au fost puse nici acum, deși termenul de finalizare era tot 2016. Lucrările au fost oprite când muncitorii, deși n-au vrut, au dat de apă. S-o știut că e zonă mlăștinoasă aici. S-o făcut studii geo. Și? Nu știu ce s-o constatat acolo. Dar văd că s-o continuat. Acum ori căutați soluții tehnice să facă niște puțuri absorbante, dar văd că nu le-au reușit. Și atunci, dacă s-a știut că e mlaștină, de ce s-a mai început construcția căii ferate pentru un tren ce ar urma să circule cu 160 de km la oră? Ce Dumnezeu au făcut proiectanții care au cheltuit 120.000 de euro nu pe un studiu geotehnic, ci pe patru? Cum de n-a știut nimeni că faimosul coridor paneuropean trece nu doar prin iazuri, ci de-a dreptul prin case de oameni? Îmi aduc aminte, cu părere de rău, când s-a făcut dezbatere de mediu și a venit un director din Ministerul Transporturilor aici și eu îi spuneam că linia ferată e acolo. Nu se poate, domn primar. Și când am mers și am arătat, zice, ai dreptate, domn, pe aici o să intrăm pe oameni. Senzația mea ca om că proiectul a fost făcut din birou, cum se spune. Și nimănui nu i-a păsat. Pe principiul, dacă tot am distrus rețeaua de căi ferate a României, n-ar fi fain să ne batem joc și de cea a europenilor. Nici măcar actualul ministru al transporturilor n-a părut foarte afectat când l-am întâlnit la Alba Iulia. Domnule ministru, la calea ferată inundată ați fost? Că e tot acelor de la Pizza Roti. Ați fost la calea ferată inundată? Și-a plecat. Așa că l-am întrebat pe unul dintre directorii Departamentului de Investiții din CFR. Chiar nu vă deranjează întârzierile italienilor de la Pizza Roti? De-a lungul timpului am constatat acest lucru și am notificat în sensul ăsta constructorul și avem și noi pe subiectul ăsta notificări de revendicare. Adică să-i dați în judecată pentru că au întârziat lucrările, da. Și pentru că am mâncat mai mulți bani. Da. Și cum laștina, l-am întrebat, cum rămâne? De ce n-a știut nimeni că e acolo? Faza de studiu geotehnic n-a rezultat natura terenului care am constatat-o în faza de execuție. Deci nu e vina nimănui. Principiul nu prea este. Nu pot să spun că nu are o vină și proiectantul. Asta o vom constata. Tot în instanță? Probabil că tot în instanță. Minunat! Doar că până se va ajunge la instanță, verdict și eventual recuperarea banilor, România iar va fi pierdut trenul, cum o tot face din 90 încoace. Adică după ce ne-am distrus și furat CFR-ul și am ajuns să circulăm cu o viteză medie de 40 de km la oră, a venit Uniunea Europeană și ne-a obligat cumva să ne refacem rețeaua de căi ferate ca să intrăm și noi odată în rândul lumii. Și atunci noi ne-am prefăcut că vrem. În 2001 chiar am dat drumul lucrărilor de la linia de mare viteză, dar am muncit într-o lehamite care frizează nesimțirea. Tot coridorul 4 are 890 de kilometri. O regulă de 3 simplă spune, dacă în 17 ani am făcut 406 kilometri, îi înalți până la 890, care mai sunt 500 80 de kilometri, da? Îi facem 17-18 ani. Și asta numai la 160. Nimeni nu mai face pentru 160.
Adică, dacă dă Dumnezeu, prin 2035 vom fi numai buni pentru un tren care, în acel moment, va fi depășit tehnologic cu vreo două decenii, căci restul Europei a trecut deja la nivelul următor, zburând cu 3-400 de kilometri pe calea ferată. Și nu numai asta, dar muncim și scump, și fără cap, și în bătaie de joc. E, uitați ce e aici. Dacă ați văzut minunea lumii, asta e minunea lumii. Mai scrie câte unul dragostele pe păreți, câte unul mai rupe câte un scaun, că se poartă. Suntem în Vințul de Jos, județul Alba, iar ceea ce vedeți este sala de așteptare a gării. Dar gara toată arată ca și cum ar fi fost părăsită. Pereții sunt scorojiți, mâncați de igrasie și atât de fragili încât au devenit pericol public. Clădirea ruinată e în contrast izbitor cu restul gării, care pare din altă lume. 10 linii de cale ferată, peroane lungi de sute de metri și sisteme de iluminat cât pentru un stadion. Las Vegas. Deci avem lumini, uitați-vă câte proiectoare avem. Suntem dotați, avem tot ce ne trebuie, dar lipsește gara. Și nu numai gara, ci și pasagerii, căci în Vințul de Jos lumea nu prea mai merge cu trenul. Au venit două trenuri. A urcat nimeni și a coborât-o nimeni. Primarul se uită lung la cel mai scump proiect pe care l-a văzut comuna și e siderat. Pentru cine, Doamne iartă-mă, s-a făcut în Vințu stație ca în Paris? Și dacă tot s-a făcut, de ce n-a fost prinsă în proiectul de multe milioane de euro și clădirea gării? De ce s-a construit o pasarelă imensă, prevăzută cu lift, care nu traversează toate cele 10 linii, ci doar primele 4, lăsându-i pe eventualii pasageri să sară, ca iezii, peste celelalte 6? Și mai ales, cine s-a jucat cu stâlpii? Uitați-vă la stâlpul ăla, cum a rămas în aer. Dar nu-i periculos stâlpul acolo pus? Decideți dumneavoastră, eu zic că dacă pică ăla jos, se duce dracului tot ce-au lucrat oamenii ăștia. Deci vedeți că e în aer. Este și un grup de control la curent electric, acolo țelinarele astea de noapte, lămpile. După cum arată acest proiect și el întârziat, pare că până astăzi n-a prea călcat picior de inspector pe aici. Sau, dacă a călcat, s-a făcut că nu vede. Azi însă e zi de sărbătoare. Se umple măreața gară de oameni importanți veniți tocmai de la București. Domnul Victor Alexandru, ai venit încoace. Domnul Gavrilă de la RF. Vină domnule aici cu noi, că noi e ședință acolo. Dacă nu duceți la autocar, vă duceți la autocar. Nu e frumos, sincer. Da. Păi aici e discuția, nu acolo. În câteva minute, pe peronul de la Vințul de Jos, descind noul director al CFR SA, alții responsabili din companie și reprezentanți ai constructorilor. Iar scena la care asistăm e halucinantă. Când va fi gata pasarela? În termen. Domnul Constantinescu, vă rog, un termen pentru pasarela. Un termen pentru pasarela? Aproximativ. Circulăm cu tot ce trebuie pe aia. Ce termen aveți de pune? Nu știu să părăscund. Rămâne, dacă nu știi nici când trebuie să dai în funcție, dacă nu știi ce ți-ai propus, de data vei să ajungi fotbalist la Steaua București? Nu, Dinamo Bistrița. Nu, Dinamo Bistrița, da. Deci vei, te faci fotbalist, dar nu știi unde vei să ajungi, dacă nu știi nici constructorul. Și discuția rămâne așa, în pom. Fără ca directorul CFR SA, compania beneficiară a acestui megaproiect, să pună piciorul în prag, să impună respectarea imediată a termenelor, să ia vreo măsură oricare ca să oprească bătaia de joc. Cu rugămintea și cu acceptarea asta am vrea să părăsim numai de nevizitat. Vă mulțumim că ați venit la locul nostru. Și a plecat. Cine a rămas să grăbească și să disciplineze companiile care au câștigat această licitație, nu e clar. Pe ideea probabil, de ce să ne mai enervăm când am întârziat deja aproape 2 ani cu acest tronson de cale ferată și, oricum, noul termen, estimat, e 2019. Nu se știe care lună. Bine că dăm doar pe acest lot 365 de milioane de euro și câteva miliarde pe toată ruta coridorului. Inginerul Octavian Udriște, om care și-a dedicat viața modernizării transportului din România, n-ar vrea să ne amărască prea tare, dar ne anunță că Vințu nu e un caz singular de investiție aiuritoare făcută pe traseul coridorului paneuropean. Am mai văzut la Călăraș, altă gară europeană, al cărei trafic în anul 3218, cum spuneam și în Vințul de Jos,
O să fie organizată Olimpiada și o să avem nevoie de acele peroane de 400 de metri. Este o investiție nerațională, făcută dintr-un, nu știu, într-o mentalitate, care nu vreau să o calific, să nu fiu prea dur, dar am impresia că e bătaie de joc. Eu acuz beneficiarul. Dom'le, am interes să fac o treabă gospodărește. Mă lupt pentru ea, dom'le. Băi strâng de gât acolo. Nu plec până când îmi... Nu. Dar pentru asta trebuie să ai suflet, să fii îndrăgostit de meserie și să încerci să faci ceva pentru țara asta. Suflet, dragoste de meserie, patriotism, cuvinte care nu au legătură cu vreunul dintre cei care au condus CFR în ultimii 30 de ani. În schimb, ce au avut cu toții în comun a fost perseverența în bătaie de joc. Căci această neseriozitate pe care o vedeți acum la coridorul paneuropean nu e o noutate, ci o recidivă. În urmă cu 11 ani, occidentalii au mai pățit-o odată cu noi când au venit pentru prima dată să semneze acordul de construcție a acestei căi ferate de mare viteză. Adică acum, în loc să ne poticnim în mlaștini, să chinuim oameni și să distrugem afaceri, trebuia deja să călătorim așa. Și nu așa, cum se întâmplă astăzi. În 2007, occidentalii s-au gândit că n-avem de ce să rămânem la căruța motorizată și să nu ne urcăm în trenul lor. Ne-au bătut la ușă atunci austriecii și ungurii, spunându-ne clar: avem pentru voi un proiect, avem și banii, 8 miliarde de euro, vrem să vreți să ne fiți parteneri la linia de mare viteză care leagă Istanbul, Turcia, de Nürnberg, Germania. Nu veți avea decât de câștigat. No country is working for its own, and we have to look on the other side of the borders, and we as Austria can profit from investments that are done in Germany as well as in Hungary or in other countries. If we look at transport forecast, the segment that is really growing is border crossing transport, long distance transport. Ne bazăm pe voi, ne-au zis. Trebuie doar să vă mobilizați și să faceți treabă pe teritoriul vostru. Păi nu facem noi, au zis românii zâmbind larg și prietenos. Dar cum s-a închis ușa în spatele străinilor, ne-a pierit și zâmbetul și cheful de muncă, ignorând complet bucata cu ne bazăm pe voi. Pe partea românească, proiectul a murit în fașă. De asta se face vinovat, susține Octavian Udriște, ministrul transporturilor de la acea vreme. Berceanu. Radu Berceanu a ignorat acest document semnat de trei țări membre ale Uniunii Europene. A zis că n-are nevoie de căi ferate. Autostrăzi, alea aduc voturi, alea sunt mai populare. 4 ani de zile au bătut ungurii și austriecii la ușa ministerului. N-a interesat pe nimeni. În România e posibil, stimate domn. Îmi pare foarte rău să o spun, mi se rupe inima de... După 4 ani au renunțat, fără să înțeleagă prea bine ce e cu noi. Yes, that was also our impression that there was some dead end in this discussion and then didn't come back with this issue. Dar ei și-au văzut de treabă și au făcut linia de mare viteză împreună cu ungurii și ocolind România. Ăsta e un abuz în serviciu. Ignori un protocol semnat tripartit. De ce? Că ai alte interese? Noi, știți deja, n-am construit nici autostrăzi, nici cale ferată. În timp ce toată Europa, inclusiv la vecini, se făceau investiții de sute de milioane de euro în rețea feroviară, la noi, 0 lei, 0 bani. Se vede cu ochiul liber pe aceste hărți unde au ajuns ei și unde am rămas noi. Ba chiar, ca rușinea să fie rușine, când am avut ocazia, le-am tăiat și bulgarilor craca de sub picioare. Până în 2005, deși știu că e greu de crezut, pe aici trecea trenul care lega România de Bulgaria. Astăzi, câțiva muncitori din comuna Grădiștea își asumă această provocare în fiecare zi pentru a ajunge la serviciu, la balastierele din zonă. Podul feroviar a fost șubrezit de interesele jupânilor locali de aici, însă a fost dărâmat sub dezinteresul autorităților de la București. La Grădiștea, în Giurgiu, podul de fier s-a dărâmat. Au venit băieții deștepți și l-au luat. Din el n-a mai rămas nimic, nimic, nimic. De parcă această structură, care mai avea și cale ferată, n-ar fi existat niciodată. Și, după 13 ani, noi n-am fost în stare să facem altul. Poate că n-am avut bani? Ne întrebăm.
au fost bani de la inundații să se refacă podul. Cu bani europeni. Că a fost... Ce s-a întâmplat cu banii europeni? Nu se știe. Adică se știe, sau unii știu, eu nu știu, nu cunosc detalii, dar sufăr. Mai mult, fix lângă podul evaporat, se mai află unul încă în picioare. Încă, pentru că din el au dispărut deja elemente importante de fier. Este proiectul lui Nicolae Ceaușescu și ne-am fi putut folosi de el. Dar, aflăm astăzi, acestui pod îi puseseră în gând rău încă dinainte de 2005. Așa că, acum... Va trebui un al treilea pod. Avem un mare defect noi, România. De câte o să schimbă sistemul, guvernul, ministrul, directorul, tot ce eventual au gândit bine predecesorii, e nul și ne-a venit. Istoria începe de la noi. Și e regretabil. Își bagi joc de țară. La fluctuația asta mare de personal de conducere, pe cine să tragi la răspundere? Rușinea rușinilor, s-au rugat de noi să refacem podul de la Grădiștea și bulgarii, care voiau să se folosească de aeroportul de la Otopeni, și moldovenii, care voiau să ducă turiști și marfă spre și dinspre Turcia. Cu toții au abandonat ideea, obosiți de dezinteresul găsit în România, iar bulgarii s-au reorientat spre greci. Nu vi se pare îngrozitor, având în vedere că exact pe această rută, București-Giurgiu, a fost construită prima cale ferată din România? La venirea sa în țară, Carol I a trecut exact prin aceste locuri cu o căruță și a dat ordin, spune istoria, ca la întoarcere să parcurgă exact același traseu cu trenul. Și a reușit. A reușit să facă nu numai o cale ferată, ci o rețea întreagă. Cum? Simplu. Mai întâi a pus bazele Institutului Politehnic, apoi a înființat școli pentru muncitorii constructori. Și așa, cu specialiștii de-ai noștri, s-a lucrat zi-lumină, construindu-se, în medie, 88 de kilometri de cale ferată pe an. Iar de la calea ferată s-a mers mai departe. La calea ferată s-a dezvoltat sistemul de transport aerian. A avut avioane. În calea ferată a fost societatea de transporturi maritime. A fost societatea de conducte. Am avut și brigada de căi ferate. Armă militară, de geniu. Acea armată cu militari în termen învățau să construiască căi ferate, să facă poduri provizorii. Mai vreți? Mai avem. Pe lângă rețeaua feroviară s-a dezvoltat sistemul hotelier, iar calea ferată română a devenit un brand. Delegații din toată Europa veneau să se minuneze de ce avem noi. Construcții impecabile, oameni profesioniști și niște trenuri care circulau ca un ceas elvețian. De fapt, sigla companiei CFR a și fost folosită drept garanția calității de producătorii de ceasuri. Până și personajele lui Caragiale foloseau mersul trenurilor pe post de GPS. Frate, o fi târziu că pe meu l-am dat să-l dreagă. Unul fără un sfert. Umble regulat? După gară. Mița acum trebuie să fie, cât ai zis că e? Unul fără un sfert. Între Ghergan și Conțești. Culmea paradoxului, tot ce a avut România acum 100 de ani, azi ține de science fiction. În 2017, trenurile noastre au avut întârzieri de 8 ani într-unul singur. Și nu poți să nu te enervezi. Totuși, cum de-a luat-o această companie razna? În 1998, SNCFR s-a spart în trei. CFR Marfă, CFR Călători și Infrastructură. Cine a luat această decizie? Vestitul comandant de nave, domnul Traian Băsescu. S-a luat decizia asta pentru că dintr-un tort sau dintr-un monolit, dacă vrei să-l slăbești și toată lumea să joace cum vrea pe felia respectivă și să-și ia cu lingurița cât vrea ca să ajungă milionar, atunci trebuie ca tortul să-l împarți în aceste felii. Primul milionar, fostul director general de la Compania Națională Căi Ferate Române, domnul Mihai Nicolaiciuc. Banii se scurgeau, evident, în buzunarele lor, sub forma mitei comisioanelor. Practic, toți factorii de decizie, toți managerii și toți politicienii au partea lor de vinovăție. În urma celor vinovați a rămas prăpăd. Din miile de vagoane și locomotive funcționale pe care le aveam în 90, ne mai bazăm în prezent pe câteva sute. Numai în ultimul an a dispărut un număr impresionant. Parcul CFR Călători s-a redus de la aproximativ 1100 de vagoane la nivelul anului trecut. În prezent au circa 700 de vagoane active, apte să circule pe calea ferată. Și chiar și cele rămase în cap, pe rând, pe alte mâini, printr-o schemă pe care angajații companiei o cunosc foarte bine.
Se băga un depo acolo două locomotive. Una care era Recau 9 și o Rapandulă. Se luau toate piesele după Recau, se puneau pe Rapandulă, după Rapandulă pe Recau, iar apoi se vindea asta la preț de fier vechi. Adică tu îți cumpărai o Dacia care arăta urât la suprafață și avea motor nou, amortizori, frâne, tot nou-nouț, doar că plăteai pe ea ca la fier vechi. Și ăsta rămânea cu asta, care era evaluată la prețul ei și de fapt era o joartă. Și cu asta o lua ăla de aștept. Altele zac și astăzi prin triajele țării, așteptând mult și bine banii necesari ca să poată fi repuse pe șine. Face și treaba asta, facem și pe asta, facem și la atelier. Într-unul dintre cele mai mari ateliere de reparații pe care le mai are compania de căi ferate, angajații muncesc ca în țările din lumea a treia, dând cu mătura pe liniile înzăpezite și înfofoliți ca la pol din cauza frigului ce intră nestingherit prin ferestrele sparte și găurile din pereții halei. Iar scena pe care am surprins-o cu o cameră ascunsă, într-o zi friguroasă de ianuarie, chiar ne-a înghețat sângele în vine. Angajații sunt puși la împins vagoane, probabil de aici și celebra expresie românească. Așa ajung trenurile pe rampa de reparații. Nu sunt dotări, ni se spune. Tehnologia necesară ar exista în ateliere private, unde o companie care se respectă ar trimite măcar garniturile care au nevoie de reparații capitale. Dar, desigur, nu sunt bani, pentru că ei dispar din pușculița CFR. Până acum 2 ani, aceste lucrări erau făcute la cea mai mare firmă de profil din țară, al cărei client principal era CFR. Azi, reprezentanții societății spun că nu prea mai văd vagoane românești la reparații, așa că reușesc să supraviețuiască din contracte cu străinii, care înțeleg să facă din călătoria cu trenul o plăcere. Organizează niște trenuri de la sfârșit de săptămână sau de schi și la sfârșitul zilei de schi vin aici. Aici este bucătăria vagonului restaurant. Iar aici au un bar și au și o discotecă, pentru că ei îl folosesc și ca vagon de dans. Frumos și ca business și ca metaforă. În timp ce ei dansează pe șine, noi ne târâm, luând loc incomod în cuști de fier vechi, în care ne trage curentul și de la ușile vraiște și de la găurile din podele, în care iarna mai înghețăm, vara ne deshidratăm, uneori mai suntem uitați pe câmpuri de o locomotivă care a plecat singură, ne enervăm calculând cu câte zeci de minute întârziere vom ajunge și astăzi și adresăm în gând vorbe dulci celor așezați comod în fotolii de piele. Când eram copii, jucam în părate luminate. S-a furat uia pazma. Oarbă și pioabă cu berea, mă râneam și eu cu ea. Așa suntem și noi. Așa am ajuns. Cu astfel de trenuri se presupune că vom circula și pe marele coridor paneuropean. Și când aveam și noi posibilitatea să mai degrevăm șoselele de tiruri, rămânem și fără CFR Marfă, care e îngropată într-o datorie de 200 de milioane de euro, făcută aberant pentru că două companii de stat, surori, s-au jecmănit una pe alta. Adică CFR Marfă, căreia îi aparțin vagoanele stricate, n-a avut cu ce să plătească la CFR SA, căreia îi aparțin șinele, staționarea în așteptarea reparațiilor. Așa că au ajuns la război. Prin executor judecătoresc, CFR SA a impus sechestru pe toate conturile lui CFR Marfă. Mai mult, a impus sechestru pe conturile băncilor cu care lucrăm. De asemenea, toți clienții lui CFR Marfă are sechestru pe conturi, deci niciun ban din partea clienților pentru care lucrăm și prestăm anumite servicii de transport nu mai intră în conturile lui CFR Marfă. Și de aici un cerc vicios care va însemna moartea încă unei companii de căi ferate. Sigur, statul ar putea să o ajute, căci CFR Marfă are de recuperat bani de la alții, dar statul are probabil alte planuri. Am depus documente la toți factorii de decizie. Până acum consider că am primit un răspuns din partea Guvernului României, Secretariatul General, o bătaie de joc. Actul meu a fost transmis pe soluționare către Ministerul Transporturilor.
Întâmplător sau nu, în jurul CFR Marfă au început deja să se adune vulturii. Poate e doar o coincidență, dar la un eveniment organizat recent, lângă ministrul transporturilor, s-a așezat chiar Gruia Stoica, personaj controversat, cunoscut în spațiul public, mai ales pentru afacerile, să zicem, interesante, făcute cu CFR Marfă. Dacă acum ați avea ocazia să cumpărați CFR Marfă, ați face achiziția asta? E o întrebare grea. Dar nu excludeți. Nu este exclus nimic, suntem în România. Exact. Suntem în România și nu excludem nimic. De aceea am și ajuns rușinea Europei, fiind singura țară de pe continent care și-a dinamitat singură Compania Națională de Căi Ferate. Iar acum mergem mândri pe șantierele feroviare ale coridorului paneuropean și ne imaginăm ce frumos vor trece pe acolo trenurile altora, căci noi mai avem vreo două și am terminat. 160 de kilometri pe oră? E o glumă. Și ce să mai spunem de marele patriot care a fost Dacian Cioloș, care în toamna lui 2016 aproba masterplanul general, adică Biblia transportului românesc, în care mai dădea o lovitură năucitoare rămășițelor CFR. Tot masterplanul, dacă vorbim de el, cu largul concurs al unor oficiali de Ministerul Transporturilor, n-a propus să tăiem 40% din rețeaua de cale ferată, contrar politicii europene, care spune, având în vedere schimbările climatice, păstrați rețea densă, transferați de pe șosea, pe sisteme prietenoase cu mediul, precum calea ferată, cât mai multă marfă și călători. Și noi venim prin masterplan să propunem tăierea a 40% din rețea. Acest plan dă roade chiar acum. Din poarta de intrare a Hunedoareci a fost până acum câțiva ani, s-a ajuns în situația în care ne aflăm acum, pustiu peste tot, copaci crescuți între linii, călători lipsă, pe peroane gol, clădirile degradate în felul în care se vede. De la 1 martie nu a mai plecat niciun tren din Hunedoara. Hunedoara, reședință de județ și obiectiv turistic major. Stația a fost închisă brusc de CFR, iar orașul și 72.000 de locuitori au rămas izolați de restul țării. E dezastru, sincer vă spun, e dezastru. Unde ne îndreptăm? Pe finalul căilor ferate române, dacă nu se iau nicio măsură pentru a se face ceva cât de cât pentru CFR. Timp de 32 de ani, Dan Cernușcă, angajat al CFR, a făcut zilnic naveta cu trenul pentru a instrui personalul angajat. De o lună și jumătate însă, de când nu mai există nici ultima rută Hunedoara-Simeria, ziua lui de muncă începe cu noaptea în cap. Absolut halucinant, la 5 și jumătate dimineața, ia microbuzul din spatele gării ca să meargă la Deva, de unde ia trenul spre Simeria și de acolo altul în direcția în care are de mers. Și nu e singurul. Este așa în autobuz. Venitul la transport auto de călători. Scena e strigătoare la cer. Toți acești oameni, angajați ai CFR, au abonamente de tren plătite de companie. Dar, odată cu închiderea gării din Hunedoara, tot căile ferate române bagă în buzunarele transportatorilor rutieri banii pentru călătoriile personalului cu microbuzul. Reportajul la rubrica umoristică. Cam da, căci doar umorul pare să mai fi rămas intact în România. După o călătorie de 4 ore, cu 3 mijloace de locomoție, Dan Cernușcă ajunge și el la muncă. Bătaie de joc și nu interes din partea actualei conduceri. În mod repetat am solicitat conducerii regionale, personal, în calitate de președinte, introducerea trenurilor la anumite ore pentru a efectua naveta elevii, respectiv angajații care se deplasează la locurile de muncă. Degeaba. A încercat și primarul Hunedoarei. Le-a adus aminte de Castelul Corvinilor și de cei 350.000 de turiști români și străini care vin aici pe an. N-a primit răspuns de la CFR nici până astăzi. N-a existat niciodată o colaborare între instituția numită Primăria Hunedoara și Regionala de Căi Ferate. Adrese noi am mai trimis și în urmă cu câțiva ani de zile când au mai încercat încă o dată să facă acest lucru, că nu este prima dată. Acum au oprit practic pentru a doua oară trenurile pe ruta Hunedoara-Simeria.
Oricâte discursuri meșteșugite ați auzi, oricâte scuze și dezmințiri vi s-ar oferi, adevărul e unul singur. Motivul pentru care orașe ca Hunedoara sau localități de dimensiuni mai mici au rămas sau vor rămâne curând izolate de țară este că nu mai avem trenuri. Pur și simplu, pentru liderii noștri e deci mai ușor să anuleze rute din rețea decât să înceapă refacerea Companiei Naționale de Căi Ferate, care a fost stoarsă ca un burete de tot ce a avut. Și, întorcându-ne la Putna, locul cu care am început acest reportaj, înțelegeți acum de ce îl găsim pe Zamfir Pricop, legănându-se trist pe peronul gării pustii din satul lui. Pentru că trenul care trecea pe aici a fost scos acum 6 ani și de atunci n-a mai trecut niciunul. Mi se plâng, domne. Mă întreb ce popor e ăsta nostru, dacă în stare așa ceva. Eu n-aș îndrăzni, domne, la asta să facă așa ceva. Copleșit de o sumedenie de sentimente și resentimente, Zamfir Pricop stă astăzi în gara lui din Putna pentru prima oară după foarte mulți ani. Atât de greu i-a fost să vină aici să accepte că victoria lui a fost zadarnică, pentru că numai el știe cât s-a zbătut, pe la câte uși a bătut în anii 90, ca să facă din satul lui destinație accesibilă cu trenuri venite din toată țara. Eu când am văzut primul tren direct Suceava, eram... Cineva, al doilea an, a făcut Putna Botoșani. Dar îmi luau mai să aud în București Nord, când anunță la Megaman acolo, trenul accelerat 525, București Putna pleacă de Lelenia 3. Hai, domnule, să văd ce spun ăștia despre trenul meu. Și, într-adevăr, așa a fost. A ieșit la pensie, lăsând și comunitatea și gara în floare. Iar acum, pentru prima oară de când și-a pus uniforma în cui, intră în fostul lui birou, pe care îl găsește înghețat în timp, așa cum l-a lăsat. Doar ziarul de acum 9 ani și ceasul care a stat îi amintesc că la Putna lucrurile nu mai sunt cum erau, căci trenul nu mai vine și asta se simte deja în comunitate. Primarul din Putna spunea, a avut un proiect pe fonduri europene și l-a pierdut, tocmai datorită faptului că nu avea cale ferată în Putna. Deci un lucru strigător la cer. Păcat să întâmple așa ceva. Dar satul acesta mic e plin cu suflete mari. Aici nimeni nu vrea să creadă că gata, s-a terminat. Așa că din 2012, de când nu mai există tren, toată suflarea Putnei continuă să se comporte de parcă acceleratul stă să vină. De aceea i-am găsit măturând, primenind, grijind ca pentru nuntă și sperând că undeva, departe, oamenii din fotolii o vor auzi, comunitatea anunță că e gata să facă orice pentru trenul ei. Părintele Starnic de la Putna promite să scutească toți vizitatori de taxa fotovideo dacă prezintă un bilet de tren. Să dăm abonamente de tren la elevii care vin la școală. Azi, pe calea ferată, nu mai aveți cum să ajungeți la mănăstiri și la mormântul lui Ștefan de la Putna. Dar, dacă totuși vă faceți drum pe acolo, uitați-vă la acești oameni cu atenție. Ei sunt tot ceea ce ar trebui să fim. Niște dârji, niște patrioți și niște inimi mari care nu vor să se împace cu ce este, ci vor continua să aștepte ce ar trebui să fie.